Exod, capitolul 20, de la versetul 4 până la versetul 6. Să nu îți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Amin. Vă invit să vă reluați loc. O vorbă populară spune că de la cap se împute peștele. Și ce vor să spună oamenii cu fraza aceasta este că totul depinde într-o organizație, într-o biserică, într-o firmă, de cum este conducerea. Și John Maxwell merge mai departe și zice, totul se ridică și se coboară în funcție de conducere. Și dacă biserica nu merge bine și dacă lucrarea nu este bună, schimbarea trebuie să înceapă de la conducere. Și vreau să știți că în mare parte așa este. Totul depinde de aici, de direcția pe care o dăm noi, de modul în care slujim noi, de cât de credincioși și cât de chemați suntem noi de Dumnezeu să facem lucrul acesta. Însă, am observat că depinde și de biserică. Am observat că depinde și de membri. Că nu chiar tot depinde de păstor și de comitet și de slujitor și de conducere. Că într-o mare măsură depinde și de adunare. Biblia spune că Iosua era un conducător foarte bun. Unul care a stat lângă Moise și care a învățat tot ce a vrut Dumnezeu să învețe. Și apoi spune Biblia că la un moment dat când a intrat în țara Canaan, Dumnezeu i-a zis lui Iosua, legat de anumite cetăți, ce au de făcut. Și Iosua a spus la tot poporul care este porunca lui Dumnezeu și s-a dat și exemplu pe el. Și Biblia spune că totuși în popor era un om care n-a ascultat de porunca lui Dumnezeu și tot poporul a suferit din cauza asta și au fost bătuți de o cetate mică pe nume Ai, pentru că era un Acan acolo care n-a luat în considerare ce a vrut Dumnezeu, ce a făcut, ce a vrut El. Ce vreau să spun este că nu depinde numai de noi. Într-o anumită măsură e adevărat, depinde de noi. Noi ne-am pus ca viziune anul acesta să organizăm mai bine biserica, să ridicăm nivelul rugăciunilor. Am și făcut câțiva pași în sensul acesta. Am trimis mesaje în fiecare săptămână la cel puțin 70 sau 80 de membri care s-au scris la poși rugăciune și care nu fac poate aproape nimic în biserică. Să ia legătura cu noi și să ne ajute măcar cu câte o zi de post. Am format grupuri de rugăciune, oameni care vin la 5 jumate și merg în sala de la etajul 1 și se roagă ca Dumnezeu să lucreze când veți ajunge la biserică. Sunt unii pe care încercăm să-i contactăm, că vin așa la o lună la biserică, la două, schimbă telefoanele, nu mai știm de ei. Alții care vin și nu fac nimic și numai comentează că aia nu-i bună și aia nu-i bună. Nu depinde numai de noi, depinde și de dumneavoastră. De aceea zic, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.
și să ne ajute să înțelegem că depinde și de noi, dar depinde și de dumneavoastră. Un singur Acan a făcut să sufere toată tabăra lui Israel. Noi putem să ne rugăm pentru trezire și să facem tot ce ține de noi. Dacă în adunare sunt lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va putea să lucreze în mijlocul nostru. Și când se predică, depinde și de noi. Duminica trecută s-a predicat și vreo 15 oameni s-au predat Domnului. Și câți s-au înscris la botez? O singură persoană vrea să se înscrie la botez. Depinde și de noi. De aceea zic, Domnul să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne cerceteze și să înțelegem că biserica suntem noi. Eu și tu ești biserica. Și dacă tu mergi bine, și dacă tu slujești, și dacă tu te implici, și dacă tu iei aminte, biserica va merge bine. Dar dacă tu zbori de în floare în floare, cum vine câte un predicator pe aici, pe Londra, și nu faci nimic și nu mă comentezi, Dumnezeu nu va lucra în biserica asta. De aceea, trag un semnal de alarmă să înțelegem că depinde și de noi, dar în mare măsură depinde de fiecare dacă pune umărul la lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin. În seara aceasta avem înaintea noastră porunca a doua. Porunca a doua este scrisă, ca și prima poruncă, în trei versete. Și am observat că în această poruncă găsim trei aspecte. M-am uitat să văd care sunt lucrurile pe care le scoate în evidență aceste versete și am găsit trei aspecte de care vreau să mă leg în seara aceasta și pe care le putem extrage din porunca a doua. Și primul aspect este să nu îți faci chip cioplit și nici vreo înfățișare. Cu alte cuvinte, să nu prelucrezi obiecte care să fie folosite în închinare. În vremea evreilor erau multe astfel de obiecte. În țara Egiptului erau astfel de obiecte în închinare. Și dacă ne uităm în istorie, vedem că atunci când e vorba de egipteni, ăștia aveau animale, aveau piramide, aveau tot felul de forme pe care le foloseau în închinare. Apoi, când au intrat evrei în țara Canaanului, erau dumnezeii Canaanului, apoi vițelul de aur. Deci erau astfel de obiecte în vremea aceea. Dar și în vremea noastră sunt astfel de obiecte pe care oamenii le-au prelucrat cu scopul ca să fie folosite în închinare. Ca de exemplu, statui, cruci, mărgele, lanțul, talismane și rămășițele sfinților. Primul lucru pe care îl spune porunca a doua este să nu îți faci chip cioplit sau vreo înfățișare. Să nu faci obiecte pe care mai târziu să le folosești în închinare. În primul rând zice să nu-ți faci chip cioplit și în al doilea rând zice nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer, jos pe pământ sau mai jos decât pământul. Acum unde vedem noi lucrurile astea care sunt o înfățișare a cerului și a iadului? Unde? În picturi, în icoane. Și stăm și ne întrebăm astăzi, dar cum au apărut icoanele astea în biserică? În primele 300 de ani, primii creștini după Hristos nu foloseau icoane. N-aveau așa ceva în biserică. Însă în anul 313, împăratul Constantin, care avea o mamă creștină și care a devenit și el creștin, a legalizat religia creștină. Dacă până atunci a fost persecutată, creștinismul a fost interzis. În 313, Constantin a zis, da o lege ca creștinismul să fie o religie liberă. Orice creștin să aibă voie să se închine, să aibă biserică, să aibă un locaș de închinare. Creștinii să aibă drepturi ca toate celelalte religii. Mai târziu, în anul 318, împăratul Teodosie duce mai departe lucrurile și dă un edict în tot Imperiul Roman ca creștinismul să devină singura religie din tot Imperiul. Dacă la început erau multe religii și au fost după 300 de ani de persecuții,
acceptați și creștinii. În 318, un împărat zice, vrem o singură religie în tot imperiu și asta să fie religia creștină. Și acum vă dați seama, toți păgânii ăia din Imperiul Roman, că ăștia au cucerit multe popoare cu multe obiceiuri, au intrat în biserică. Și ăștia nu erau întorși, nu erau convertiți, dar o dat împăratul, o lege, o obligație. Și atunci a apărut ideea aceasta de a-i ajuta pe oameni să se închine, să facă închinarea mai pe înțelesul ăluia care n-are nicio treabă cu închinarea. Și așa încetişor a apărut ideea de icoane, de picturi. Și apoi spune istoria că împărații romani, în ciuda faptului că Imperiul Roman a fost cel mai mare imperiu, care a avut cea mai lungă perioadă din istorie, în jur de 1000 de ani, a început să aibă și el declinele lui. Imperiul a început să meargă în jos într-o perioadă, la un moment dat. Și atunci împărații romani, cea mai mare problemă pe care au avut cu triburile barbare. Barbarii ăștia n-aveau strategie, ăștia nu vineau, trimite o scrisoare la Roma că vinim să ne luptăm cu ei. Ăștia vineau așa păstă noapte, rupeau, spărgeau, furau, distrugeau și plecau. N-aveau nicio strategie, pe când să meargă soldații, pe când să meargă întăriturile, ăștia nu mai erau acolo. Și atunci, pentru că afecta imperiul, împărații romani s-au gândit la o altă strategie. Mă, ce-ar fi dacă i-am încreștinat pe ăștia? Și-au trimis călugări din ăștia zeloși, evangheliști adevărați, care să meargă la triburile astea barbare și să îl câștige pe liderul lor, la creștinism. Și dacă l-o câștiga pe liderul lui, tot tribul o trecut după liderul lui. Și împărații romani au folosit șmecheria asta de a încreștina triburile barbare. Și ăștia fiind barbari trebuiau ajutați în închinare. Și așa au apărut icoanele și picturile. Și până în anul în jur de 700 au început să se extindă în toate bisericile. Și în jurul anul, mai exact în 726, împăratul Constantin al V-lea, văzând că deja se exagerează cu icoanele, erau pictate pe pereți, unii când vineau la cina Domnului, zgâriau cu lingura din pictură, că li se părea atât de sfântă și atât de ieșită din comun, încât zgâriau din pereți ca să intre în păhrașul lui de cină să bea din ea. Alții venerau, alții închinau, alții... Era o exagerare deja. Constantin al V-lea, în 726, a dat o lege să se scoată toate icoanele din toate bisericile. Și mai târziu s-au întâlnit mai marii bisericii, era biserica romană catolică doar atunci, s-au întâlnit și l-au excomunicat pe împăratul ăsta, l-au considerat anatema. Și apoi în anul 843 împărăteasa Teodora le-a introdus din nou în biserică. Așa au ajuns icoanele să fie în biserică. Cam atât despre cum au apărut icoanele. De ce să nu-ți faci chip cioplit și nici vreo înfățișare a acestor lucruri? Care este motivația care îl determină pe Dumnezeu să spună evreilor să nu-și facă chip cioplit și nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer, pe pământ sau mai jos decât pământul și să le folosească în închinare? Primul răspuns este pentru că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu și să mai trăiască. Deci nu există o persoană care să-L fi văzut pe Dumnezeu și să rămână în viață. Lucru pe care îl citim în 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 13 la versetul 16. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa. 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 13. Zice apostolul Pavel către Timotei: te îndemn, înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Iisus Hristos, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca, fără prihană și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor, și aici urmează, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care nici un om, zice Pavel, nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin.
Apoi în Exod, capitolul 33, de la versetul 17 la 23, ni se spune că Moise, la un moment dat, după ce 40 de ani a auzit vocea lui Dumnezeu, care îi zicea, lovește în stâncă și va curge izvoare. Întinde toiagul către apă și apa se va desface în două, marea. Spune și se va face. După 40 de ani, Moise e curios, nu e așa? Dacă 40 de ani ai ascultat vocea lui Dumnezeu, ai vrea să vezi cum arată. Și Moise zice, Doamne, sunt aici singur pe munte. Te-am slujit 40 de ani. Acum aș vrea și eu să te văd. Să văd cum arăți. Să văd cine ești. Mi-am făcut tot felul de imaginații în cap când mi-ai vorbit. Aș vrea să văd și eu cum arăți tu. Și Biblia îi spune că Dumnezeu a zis, Moise, nu poate un om să mă vadă și să mai trăiască. De aceea o să-ți arăt spatele. Deci primul motiv de ce nu este bine să folosim icoanele și crucile și toate obiectele astea în închinare și prelucrările acestea, este pentru că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Și nimeni nu poate să știe cum arată Dumnezeu. Și apoi dacă nu l-ai făcut pe Dumnezeu, nu l-ai văzut pe Dumnezeu și îl pictezi, ce faci? Ce se numește asta? Caricatură. Faci ceva ce nu e adevărat. Faci ceva ce nu seamănă cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și un al doilea răspuns la întrebarea de ce nu este bine, este pentru că singurul lucru pe care îl vrea Dumnezeu de la noi în închinare este simplitatea. Lui Dumnezeu îi place simplitatea. Știai lucrul acesta? Atunci când te închini lui Dumnezeu, lui Dumnezeu îi place să lași lucrurile în mod natural. Lui Dumnezeu îi place totul să fie simplu. Și cântăm noi, mai bine simpli și smeriți și de Dumnezeu iubiți. La un moment dat, Domnul Iisus s-a întâlnit cu femeia samariteancă. Și asta cu obiectele. Știți, zice, măi, evreii se închină la Ierusalim, noi ne închinăm la munte, tu ce zici? Unde-i locul potrivit? Ăia se închină acolo geografic, noi aici geografic. Domnul Iisus îi zice, adevărați închinători, nu se închină nici la templu, nici la munte, ci se închină în duh și în adevăr, slăvit să fie Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place să fii simplu. De aia se zice în biserică, fără tatuaje, dacă te-ai întors la Dumnezeu. Dacă ai venit cu ele, Domnul să te binecuvânteze. Dar dacă te-ai întors la Dumnezeu, nu mai te tatua, Domnule. Dacă te-ai întors la Dumnezeu, nu mai pune lanțuri pe tine. Nu mai pune vopsele, că se miră unii, că de ce tot zic frații? Că la Dumnezeu îi place simplu, de aia. Și pentru că scrie în Biblie, nu se expirați, frații, când zic lucrul ăsta. Haideți să citim în 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 9. În 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 9, zice așa. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate cum? În chip cuvincios, cu rușine. Oh, când te-ai îmbrăcat cu rușine ultima oră? Și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare. Și asta, nici super, frații ăia care sunt mai super, nu împlinesc, nici cu haine scumpe. Nici cu haine scumpe, fraților. Ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase, slăvit să fie Dumnezeu. De-aia nu-i place la Dumnezeu brățările și lanțurile și tatuajele și toate aceste lucruri pe care noi le facem. Pentru că Dumnezeu vrea să fii natural, cum te-a făcut Dumnezeu, așa să rămâi. Diavolul vrea să te transforme. Ăștia toți care își fac tot felul de freze și ăștia sunt complexați, de-aia fac lucrul ăsta. Au nevoie de atenție. Am văzut una cu părul roz. Sau cine știe ce culoare o să mai vedem. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că lui Dumnezeu îi place simplitatea, lui Dumnezeu îi place naturalul și lui Dumnezeu îi place modestia. Și Dumnezeu să ne ajute. Un al doilea aspect pe care l-am observat la porunca a doua și pe care observ în aceste versete că Dumnezeu vrea să ne-l transmită, este să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești.
Primul aspect este să nu-ți faci chip cioplit și nici vreo înfățișare. Al doilea aspect este să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. N-ai făcut tu icoanele, n-ai făcut tu mărgelele, n-ai făcut tu talismanele. Dar Biblia spune, chiar dacă nu le-ai făcut tu, să nu te închini nici la ălea pe care le-au făcut alții. Să nu le slujești, să nu te folosești de ele. Dar de ce? De ce să nu te închini la statui, la idoli, la icoane? De ce? În primul rând, pentru că dacă te închini la idol și idolul nu este Dumnezeu, atunci trebuie să te întrebi, a cui îi închinarea aia? Dacă tu te închini la oasele morților, care au murit cândva și au fost sfinți, și ăla nu-i Dumnezeu, atunci cine primește închinarea? Dacă te închini la statui, când eram ortodox, nu era cruce sau cimitir, să nu fac vreo 3-4 cruci. Dar dacă ne închinăm și nu-i Dumnezeu, a cui e închinarea asta? Vreau să știți că închinarea este a diavolului. Dacă nu-i Dumnezeu, e diavolul. Pentru că diavolul este acela care vrea să creeze mai multe religii, mai multe variante, ca să-l confunde pe om. Nu-i așa, dacă este un singur drum drept și tu vrei să mergi pe el, cum te-ar putea confunda cineva? Să-ți mai pună vreo 10-15 drumuri pe lângă. Să nu mai știi care e drumul bun. Deci noi nu trebuie să ne închinăm, pentru că dacă nu este Dumnezeu idolul, diavolul primește închinarea. Și un al doilea răspuns pentru care nu trebuie să ne închinăm este pentru că singurul care trebuie să primească închinarea este Dumnezeu. Singurul care trebuie să primească toată închinarea și toată cinstea și toată slava este Dumnezeu. În Matei capitolul 8, în Matei capitolul 4 mai exact, ni se spune că la un moment dat, înainte să intre Domnul Iisus în lucrare, Duhul Sfânt l-a dus în pustie. Și aici am înțeles că slujitorii, înainte să slujească și în timpul slujirii, sunt ispitiți de diavolul, cu trei ispite. Este ispita trupească. Vine diavolul să te ispitească în trup. Apoi, dacă nu te poate birui în trup, ți-e foame, poruncește Pietru. A doua ispită este mândria. Păi tu ești cineva. Uite, ia fă o aruncătură fără parașută de aici, de pe streșina templului. Tu ești cineva și dacă tu o să faci lucrurile, fă o demonstrație. Arată cine ești tu. Mândria. Și a treia ispită, spune Biblia că diavolul i-a arătat Domnului Iisus în câteva clipe toate bogățiile pământului. Toată strălucirea, toate locurile de pe pământ, toate construcțiile, toate posesiunile pe care le are lumea asta și toți oamenii care sunt pe ea. Și diavolul i-a spus Domnului Iisus, a treia ispită, este materialismul, este bogățiile. I-a spus Domnul Iisus, dacă te închin mie, toate ți le dau ție. Și Domnul Iisus i-a zis, este scris, numai Domnului Dumnezeului tău să-i te închin, și numai lui să-i slujești. Toată închinarea îi aparține lui Dumnezeu. Nu icoanelor, nu idolilor, nu supersfinților, nu moaștelor, ci toată închinarea îi aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze! La un moment dat și Nebucandețar s-a gândit că-i cineva și-a făcut un chip mare de aur și-a poruncit în tot imperiul ca oamenii să se închine la chipul lui. Și erau trei tineri acolo care au știut că n-au voie să se închine unui chip, că n-au voie să aducă închinarea unui obiect, că n-au voie să se închine decât înaintea lui Dumnezeu. Și cu prețul vieții lor nu s-au închinat și au spus împăratului că ei se închină numai lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze! Acesta este al doilea aspect pe care am vrut să-l scot în evidență din porunca a treia. În porunca a treia și din porunca a doua,
am observat că mai putem să extragem un aspect, și anume consecințele practicării acestui păcat. Am văzut în primul rând că Dumnezeu zice să nu prelucrezi astfel de obiecte, să nu muncești tu la așa ceva. Apoi, chiar dacă n-ai muncit tu, să nu te închid. În al treilea rând, aș vrea să vedem câteva consecințe. Care sunt consecințele practicării unui astfel de păcat? Și o primă consecință este că se îmbogățesc cei din industria idolilor. Cei care se ocupă cu astfel de idol se îmbogățesc. În România, în Oradea, lângă Oradea, este o stațiune, Băile Felix. Și dacă mergi acolo vara, la toate tarabele astea, printre multe lucruri care se vând și icoane, se vând și lumânări, se vând și talismane, se vând tot felul de lucruri. Apoi, dacă mergi la mănăstire, din nou, acolo trebuie să mergi să cumperi, trebuie să mergi să susții. Apoi, ăstea cu oasele morților, a supersfinților. Am înțeles că biserica tradițională face 10 de miliarde de lei cu ele. O primă consecință a practicării acestui păcat este că se îmbogățesc cei care se ocupă de această industrie de prelucrare a idolilor. O a doua consecință este schimbarea adevărului în minciună. Dumnezeu a zis că închinarea trebuie să fie în duh și în adevăr, în simplitate, și noi care nu ascultăm de această poruncă, transformăm adevărul în minciună. În loc să te închini Creatorului, te închini creației. Și o a treia consecință este în ultimul verset pe care l-am citit din porunca a doua, unde Dumnezeu ne zice în contextul acestei porunci că El pedepsește până la al treilea și la al patrulea neam pe cei ce nu împlinesc poruncile Lui și pe cei care îl urăsc pe Dumnezeu. Dumnezeu îi pedepsește pe oamenii ăștia. Și unii fac efort și se fac și de rușine. Ați văzut și dumneavoastră ce mătănii și ce sacrificii și ce lucruri fac unii pentru aceste forme de închinare. Dumnezeu pedepsește pe cei care nu împlinesc poruncile Lui. Și în final, aș vrea să vă spun că am observat că în contextul acestei porunci există și o promisiune. În finalul versetului 6, dintre cele trei versete pe care le-am citit, Dumnezeu ne promite ceva. Și aici Dumnezeu zice așa: și mă îndur până la al miilea neam, de cine? De cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Dumnezeu zice, sunt mai bun în îndurare decât în pedeapsă. Dacă pedepsesc până la al treilea și la al patrulea neam, mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele, slăvit să fie Dumnezeu! Dumnezeu promite binecuvântare peste oamenii care păzesc poruncile Lui, care iubesc poruncile Lui, promite binecuvântare până la al miilea neam. Credeți dumneavoastră lucrul acesta? Biblia spune că în vechime era un om pe nume Avram, care a făcut tot ce i-a poruncit Dumnezeu. Dumnezeu i-a zis: Avrame, tu ai o casă frumoasă. Aș vrea să lași tot confortul și să mergi să locuiești cu cortul toată viața. Doamne, dar cu cortul să mă duc eu să locuiesc? Păi aici am mobilă, aici am mașină la scară, aici am condiții, mănânc la restaurant. Sau cum a zis unul, după 6 luni de Anglia să se dea mare, zice, de când în Anglia am uitat gustul la apă, că el bea numai suc. Și Avram avea tot felul de condiții, tot felul de lucruri. Și Dumnezeu îi zice lui Avram: Avrame, lasă tot și du-te la vârsta asta a treia, dincolo de 70, și locuiește cu cortul pentru tot restul vieții. Și Avram ascultă de Dumnezeu și face tot ce îi spune Dumnezeu. Și într-o zi Dumnezeu îi zice: Avrame, e noapte, trezește-te și hai afară. Și Avram se trezește, iese afară și vede cerul înstelat, frumos, răcoare. Și Dumnezeu îi zice: Avram,
Vezi tu toate stelele de pe cer, galaxiile, planetele, numărul de stele care îi? Avram zice, da, le văd. Numără-le, Avrame, zice Dumnezeu. Și Avram zice, începe el dintr-un colț, zice, nu pot, Doamne, că sunt foarte multe. Și Avram zice, și Dumnezeu îi zice, pentru că m-ai ascultat, așa am să te binecuvântez pe tine, sămânța ta va fi cum sunt stelele de pe cer și cum este nisipul de pe marginea mării. Sămânța ta va fi binecuvântată, Avrame, pentru că tu ai ascultat de mine, slăvit să fie Dumnezeu. De aceea sunt evreii unde sunt, nu pentru faptele lor, pentru cum îs ei acum, ci pentru că au avut un părinte care l-a ascultat pe Dumnezeu până la capăt, slăvit să fie Dumnezeu. Și evreii sunt binecuvântați în înțelepciune. Au luat peste 20% din toate premiile Nobel. Un popor mic de 7-8 milioane a luat 20% din tot ce a luat restul lumii în premiile Nobel. Evreii sunt binecuvântați militar. Se spune că o țară mică îs cam a 10-a, printre primele 10 puteri militare din lume. Și dacă ne uităm aici în Anglia și în tot ce fac, ei țin și sâmbăta și duminica, au două zile libere și sunt cei mai binecuvântați pentru că Avram a ascultat de poruncile lui Dumnezeu. Poate te lupți tu mult aici în Anglia să faci tu mari bișmașuri și mari isprăvi. Aș vrea să-ți dau un secret în seara aceasta, să fii binecuvântat. Tu și copiii tăi, și nepoții tăi, și strănepoții tăi, și tot neamul tău din România, de unde vii, să fie binecuvântat. Tot ce trebuie să faci este să asculți de Dumnezeu și de poruncile Lui. Și Dumnezeu o să te binecuvânteze. Nu te încrede că amuți merge un pic bine afacerea? Nu te încrede în astea, ci încrede-te în Dumnezeu, că El o să te binecuvânteze și El poate să-ți meargă bine și în familie, să-ți fie nevasta sănătoasă, copiii sănătoși, să-ți fie familia binecuvântată. Binecuvântare nu înseamnă că ai luat un job bun și ai câțiva bani mulți. Așa e binecuvântare, dar nu numai în asta stă binecuvântarea. Binecuvântarea lui Dumnezeu se extinde pe mai multe laturi. Tu n-ai nevoie numai de bani, dar și acolo o să te binecuvânteze dacă o să faci voia Lui. Haideți la finalul acestui mesaj să ne ridicăm în picioare și să-i zicem Domnului în seara aceasta, Doamne, am auzit cuvântul Tău. Noi am vrea să fim binecuvântați de Tine. Am vrea să lucrez în familia noastră, în copiii noștri, în casele noastre. Peste noi, Doamne, am vrea să reverși binecuvântarea Ta. Eu cred că Dumnezeu poate să ne binecuvânteze mai mult decât credem sau suntem noi pregătiți. Dumnezeu poate. De aceea, haide să-i zicem Domnului, vrem să împlinim poruncile Tale. Vrem să facem voia Ta. Eu mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Dacă în seara aceasta vrei să păzești poruncile Lui, roagă-L pe Duhul Sfânt în rugăciune să-ți dea putere și Dumnezeu o să te binecuvânteze mai mult decât te poate binecuvânta șeful și toată înțelepciunea ta te poate binecuvânta Dumnezeu. Vrei să fii binecuvântat, frate și soră? Hai să ne rugăm Domnului și Domnul să ne binecuvânteze. Amin.